Barberine, adaptare radiofonică după piesa cu același nume a lui Alfred de Musset. Care te-a plecat în atâtea seri peste umărul meu în timp ce scriam și care a însoțit ades cu sunete de liră șoaptele mele de iubire, ajută-mă să cânt de astădată farmecul dragostei împlinite prin căsătorie. Ajută-mă să cânt farmecul acelei iubiri care îi face pe soți mai înalți și mai frumoși printre semenii lor, căci sunt purtători unor podoabe de preț ca virtutea și credința nestrămutată. Vreau să mă înclin în fața meritelor soției, a cărei cinste e atât de rar cântată de poeți. Istorioara pe care vreau să o spun, hazlie, duioasă și plină de învățăminte, a intrat aproape în poveste în ținuturile în care s-a petrecut. Și întâmplarea începe cu o cavalcadă condusă de un tânăr și pompos cavaler pe drumul spre reședința viteazului rege Matei Corvin și a soției sale, Beatrix de Aragona. Iată, tânărul se oprește în fața unui han și se adresează stăpânului. Ce-am, frangile? N-am unde să mă odinesc? Nu se găsesc în casa asta grajduri în care sunt apă și caii mei? Dă-mi un șopron, un șopron oarecare. Micu neputință, domnule. Iertați-mă și spuneți, rog-vă, celor care vă însoțesc să nu mă privească atât de fioros. Și nici dumneavoastră nu mai mâniți cravașa în felul ăsta când mă speriați. Nemernicule, cu cine crezi că stai de vorbă? Încă o dată iertare, tinere senior, căci dacă ar fi după voia mea, ați dispune în întregime de această casă sărmană. Mie să faci bine să-mi găsești o odaie, cea-i mai bună în acest bordei blestemat. Seniore, nu văd cum aș putea face. Priviți și dumneavoastră, anul nu-i mare și la primul cat locuiesc 4 baroni moravi, la cel de-al doilea o doamnă din Transilvania, iar la mansardă, într-o cămăruță, am adăpostit un cavaler din Bohemia cu o nevastă tare frumușică. Să-i dai afară! Vedeți, iubite senior, să-i dai afară! Nădăjduiesc că nu vreți să fiți pricina pieirii unui biet om. Ce să-i faci? De când suntem în război, trece lume, nu glumă pe drumul ăsta. Ce-mi pasă mie de lume? Spune-le oaspeților tăi că sunt astfel de roș la Berti. O fi precum spune, senioare, dar asta nu e o pricină. Îți iei nasul la purtare, bădărane, bagă de seamă, nu mă face să pun mâna pe cravaș. Nu se cuvine ca un gentil om să lovească pe nedrept oameni cum se cade. Îmi dai și sfaturi de bună purtare, stai că te-mi băci o minte. Hei, grăjdari, flăcăi, băi, flăcăi, ajutor, ajutor! Șei, domnilor, ce se petrește? Băi, eu m-am cavaler, ula deslas. Acest tânăr senior îmi caută pricină, pentru că nu am unde să-l adăpostez. Eu să-ți caut pricină, ție unuia de teapa ta? Senior, eu știu una, că de orice teapă ar fi oamenii, spinările lor sunt la fel. Nu fi supărat, omule, și nu te speria. Am să-mi bat eu lucrurile cu tânărul senior. Cât despre dumneavoastră, seniore, dați-mi voie să vă salut. Vă îndreptați cumva spre curtea Ungarului? Da, cavalere. Îmi fac debutul și sunt nespus de grăbit. Vă plângeți, văd, că e îmbunzeală pe drum. Pe bună dreptate. Asta nu mă înveselește. Ce-i drept. Trebușoara noastră cu păgânii adună lume, nu glumă la palat. De aceea e cam greu să ajungi până la noi. Da, am fost prevenit, dar îndrăzneala necremnicului de Hangiu m-a scos de sărit. Atunci să stăm de vorbă, senior. O clipă să descalic. Vă rog. Așa. Mă numesc Roja Berchi. Seniore Roja Berchi, mi se spune cavalerul Lanstas. Și fără să vreau să-mi aduc eu însumi logii, pot spune că dacă sunteți cât de cât informat asupra celor ce se întâmplă în armatele noastre, atunci numele meu nu poate să vă sune necunoscut. Dar să intrăm în han. Da, bă. Pentru atât ce eu nu renunț și odihna cailor. Atunci, poftiți! Vă mulțumesc, vă mulțumesc! Tocmai mă așezasem la masă și gustam dintr-un pește minunat, prins în lacul Balaton. Ah, sigur. Vă ofer cu dragă inimă un loc la masa. Acum primiți cu bucurie și mă simt onorat. Luați loc, rog. Vă mulțumesc. Un fel de mâncare bine gătit e ca o femeie frumoasă. Nu trebuie lăsată să aștepte. Știu și eu, firește. E, dragii, dar ia priviți peste drum la masa aceea. Vorbeam despre femei frumoase, mi se pare că zăresc una. Vorbiți de doamna care știa de lângă cavalerul acela? Da. Deși tânăr, n-aveți gust prost. Bine, ar trebui să fiu orb, domnule cavaler. E minunat de frumoasă. O cunoașteți? Dacă o cunosc, se înțelege. E soția celui gentilom din Bohemia. Mâncați, da. Mâncați acum și o să vă povestesc totul. Da, vă mulțumesc. Așa s-au întâlnit tânărul baron de Rojaberchi cu cavalerul Uladislas și între ei s-a încheiat o prietenie strânsă care avea să aibă multe urmări. Dar să-i lăsăm pe cei doi să se bucure în liniște de peștele gustos și să ne apropiem de masa de peste drum, la care șade o femeie frumoasă și își privește cu ochii duioși și triști însuțitorul. Prin urmare, azi trebuie să ne despărțim, Ulric. Da, Barberine, dar nu pentru mult timp, mă întorc curând. Prin urmare, azi trebuie să te las să pleci, iar eu să mă întorc în castelul vechi, în care rămân atât de singură. Scumpa mea, despărțirea va fi scurtă, plec la unchiul tău. Pentru ce atâta tristețe? Tu trebuie să-mi răspunzi. Dacă într-adevăr te întorci curând, de ce ești atât de întunecat? Când norii vestesc ploaie și ceață, îmi simt inima grea. Seniore, fă-mi rogu-te o favoare. Ce iarnă grea se pregătește. Rogu-te, seniore, fă-mi o favoare. Ce dorești, sufletul meu? Iartă-mă, nu știu ce am astăzi. Nici eu nu știu ce ai, Ulric. Și darul pe care ți-l cer este să-i spui soției tale ce te frământă. Dar nu am ce să-ți spun, n-ascund nimic. Eu nu sunt porția și nu mă voi zgâria nici cu una pentru a-ți dovedi că sunt curajoasă. Și nici n-am să folosesc cuvinte mari. Te văd îndurerat. Ai, apropie-te de mine, prinde-mă de mână. Acesta e drumul care duce drept la inimă. Cu câtă nevinovăție îmi vorbești. Am să-ți răspund la fel de cinstit. Tatăl tău n-a avut avere, iar părintele meu, dacă a avut, a risipit-o. Iată-ne așadar tineri și abia căsătoriți, purtând nume strălucite, dar care ne-au adus puține bunuri. Mă doare că nu-mi stă în putere să te fac atât de fericită și bogată pe cât te-a făcut cerul de bună și de frumoasă. Veniturile ne sunt însă mici și n-am de gând să-mi sporesc averea pe spinarea țăranilor mei. Iată pentru ce m-am gândit să intru în slujba regelui, să plec la curte. Te-ai gândit bine. Regele n-a respins niciodată un gentilom destoinic. Știu, dar dacă plec la curte, va trebui să-și cer să mă aștepți. Gelos? Nu, iubirea mea, dar ești frumoasă. Ascultă-mă, martor e cerul că m-aș mulțumi o viață cu bătrânul nostru castel și puținul pământ pe care îl avem, dacă ăsta ți-ar fi placul. E una... Mă scol în zori, alerg la bucătărie, în ogradă, îți dau să mănânci, te însoțesc în sat la biserică, îți citesc o pagină de carte, că o să-mi pun sătură două și ador mulțumită la pieptul tău. Ești un înger, da, Barberine. Sunt un înger, dar un înger femei. Dacă aș avea o pereche de cai, am merge călări la biserică. Și nu m-aș supăra să port o bonetă aurită și o roche mai lungă, iar vecinii să mă privească cu jinind. Prin urmare... Da, prin urmare, nu e cu putință ca regele Matei să nu te primească bucuros și norocul să nu-ți râdă la curte. Sfatul meu e să pleci. Și dacă nu te pot urma, fie mâna pe care ți-am întins-o adineauri, rugându-te să-mi spui taina. Iată, Ulric, ți-o mai întind odată și-ți jur că-ți voi rămâne credincioasă. Îți mulțumesc, Barberine. Doar cel care știe să iubească înțelege cât poate fi iubit. Poruncește să-ți fie înșeuat calul. Du-te și ori de câte ori te vei îndoi de soția ta, închipuie-ți că ea stă în poartă. Privește drumul și nici o clipă nu se îndoiește de tine. Barberine, să mergem. Să mergem, să mergem. A plecat frumoasă, doamnă. Tot ce păcat. Îmi plăcea să mă uit la ea. Scumpe cavaleriul Ladislas, nimic nu-i mai plăcut, după părerea mea, decât un prânz bun și să te-i făsuiești în tovărășia unui om de duh cu care să poți vorbi deschis, dar cuvincios, despre femei. Spuneți, seniore Roșaberghi, vă rog, aveți vreo recomandare pentru regină? Da, da, sigur, și nădăjduiesc să fiu bine primit. Nu vă îndoiți de izbândă și o veți avea. Mi-aduc aminte că pe vremea ultimului război cu turcii am întâlnit într-o seară, într-un codru, o biată fată rătăcită. Oh, sărmana fată, căzuse în puterea a 3 tâlhari învesmântați în zale din crește până întâlnit. Sărmana. Am descărecat pe dată, mi-am tras sabia și le-am poruncit să plece. Nu-mi cere să-mi aduc singur laude, nu. Se înțelege că am fost nevoit să-i ucid pe toți 3 după o luptă nespus de sângeroasă. Să nu mai urechi, domnule cavaler. M-am apropiat atunci de fată și am recunoscut o domniță al cărui nume nu pot să vi-l trădez. Mă rog, tăcerea e lege pentru un om de lume pricept, nu? N-am să vă spun nici cu ce favoruri m-a răsplătit, nu? Am însoțit-o până acasă și mi-a dat întâlnire pentru a doua zi. Dar tatăl ei, regele, o făgăduise pașii din Caramania. Era greu să ne vedem în ascuns. Sigur că în afara celor 60 de eunuci care o vedeau necontenit, fusese încredințată de mică în paza unui uriaș pe nume Moloc. Moloc, da, un moment, domnule cavaler. Băieți, adă un toc aici. Două, vă ascultă. Am luat o barcă și am pornit în larg. Așa. De aici, asvârlindu-mă în unde cu ajutorul unui talisman, am fost purtat de valuri spre val, ca și cum aș fi fost un înecat. Era cam la ora când uriașul Moloc avea obiceiul să dea ocol cetății. Văzându-mă întins pe nisip, s-a apropiat de mine. Doamne sfinte, mi s-a încins fruntea de încordare. Dar îndată ce s-a evit un prilej, m-am asvârlit asupra uriașului, l-am prins de piciorul drept, ba nu, îl stâng, așa, și l-am aruncat în mare. Vai, mă înfiore, e nemaipomenit. Mărturisesc că mă aflam într-un oarecare pericol. E, desigur. Apoi am scos din sân o sticluță și un pumnal și am poruncit unei femei din suita domniței să mă urmeze. Cei 80 de eunuci erau cu toții duși la cină. I-am spus femeii: ia această băutură și amestecă-le în vin, altminteri viața se-n pericol. M-a ascultat fără să crâcnească. Cei 100 de eunuci au adormit. Și peste puțin timp m-am văzut stăpân al castelului. Bravo! Atunci m-am îndreptat spre atacul femeilor. Tocmai se pregăteau de culcare. Cum nu voiam să le fac niciun rău, m-am mulțumit să le încui în odăile lor și să iau asupra mea cele 120 de chei. În sfârșit, înlăturasem toate piedicile și m-am dus să-mi întâlnesc domnița. Domnule cavaler, îmi dau seama că nimic nu vă poate sta împotrivă. Ah, cât sunt de nerăbdător să ajung și eu la curte. Da, de unde să-mi fac rost, seniore, de băuturi misterioase, de miraculoase talismane? Știți, eu dacă... Topcai, seniore! Asta-i cam greu. Unu, vă rog, vă rog, domnule cavaler. În sănătatea dumneavoastră. Pentru dumneavoastră, domnule cavaler. Pentru spânda dumneavoastră. Tare, bun. Dar spuneam de unde să-mi fac rost de talisman. Ei, după cum vă spuneam, e cam greu, dar am să vă fac o destăinuire. Vă rog. Totul e să aveți bani. Bani? E pe lume talisman mai prețios. Bine, slavă Domnului, banii nu-mi lipsesc. Nu? În ajunul plecării tatăl meu mi-a dat o sumă însemnată, iar mătușica Beatrice, care plângea, mi-a stregurat și o punguliță frumoasă cu 100 de mâna ei. Strașnic, strașnic. Atunci nu vă lipsește chiar nimic. E, totuși, am un singur cusur. Îmi tremură mâinile când vorbesc cu o femeie. Goliți-vă paharul, seniore, goliți-vă. Da, vă rog. Delicios. Ca să reușiți în lume, senior Rojaberchi, rețineți 3 maxime: a vedea, Ia știi. A vedea, ia știi. A vrea înseamnă a putea. A îndrăsni e tot una cu a avea. Dar un moment trebuie să-mi însemn cuvintele astea, deși nu le prea înțeleg. Mai întâi, dacă vreți să le fiți pe plac femeilor, trebuie să aveți grijă ca din felul în care le vorbiți să reiasă că le purtați cea mai adâncă prețuire lor, da. Vorbiți-le ca și cum ar fi niște zeițe. Ce-i drept, dacă poftiți, puteți spune deschis altor bărbați că nu vă închisiți de femei, da. Asta așa, în general, fără să bârfiți pe seama uneia anume. Purtându-vă astfel, îndepliniți prima maximă: a vedea înseamnă a ști. Și o să treceți drept un om cu experiență. Fie-vă milă și nu vă întrerupeți, vă rog. Mă simt alt om ascultând-vă, domnule cavaler. Când le veți fi dovedit femeilor că sunteți în stare să râdeți de ele cu multă politețe și nesfârșit respect, da, porniți la atac împotriva bărbaților. Nu spun că trebuie să-i provocați, no. Împotrivă, să pară că nu vă închisiți de ceea ce spun sau fac. Fiți întotdeauna bine crescut, dar distant. Îmbrăcămintea să trădeze o covârșitoare bogăție. Și chiar dacă întâmplător ați ajuns să spune cea mai mare bucumănie, nu dați înapoi pentru nimic în lume. Mai curând lăsați-vă ucis. Ucis? La se înțelege. Astfel veți îndeplini cea de-a doua maximă: a vrea înseamnă a putea. Și o să păreți un om de debut. Ah, vai de mine, strașnic, o să petrec la curte. Cât e de minunat să fii un mare senior. Iar când veți fi admirat de femei și prețuit de bărbați, seniore Rojaberchi, luați seama: o ridicare de braț, prima lovitură de sabie, să fie dătătoare de moarte, după cum cea dintâi privire să fie dătătoare de dragoste. Năpustiți-vă ca un fulger. Să uitați că mai sunt ființe pe pământ în afara voastră și a celui cu care veți a face. A îndrăsni e tot una cu a avea. Tot puternice, Doamne. De ce n-am știut eu toate astea cu un ceas mai devreme? Păreți încă foarte tânăr. Am să vă fac un dar prețios. Mie? Asta e sau o cărticică? Ce scrie în ea? E o operă minunată, o culegere care povestește pe scurt și totuși cu amănunte toate istorioarele de amor cu și de plicuri, lupte, mijloace folosite. Vai. Printre povestirile ei o să aflați o seamă al cărui erou sunt chiar eu. Dumneavoastră. Din păcate nu e proprietatea mea. Cartea e a unui prieten și nu vă pot da. Vai, domnule cavaler, atunci da. Nu vă pot da decât în schimbul a 10 țechini. 10 țechini? Da, vai de mine, dar nu-i mare lucru. Vă rog, domnule cavaler, vă rog să-i primiți și să știți că vă mulțumesc din suflet. Ah, cerul m-a dus pe drumul acesta. Și când te gândești că hanul e atât de neplăcut, n-are nici perdele, n-aș fi rămas nici măcar un ceas dacă nu v-aș fi întâlnit pe dumneavoastră. Ce vreți? În viață trebuie să te obișnești cu de toate. Firește. Dar cât de îngrijorată ar fi mătușica Beatrice dacă mă aștie într-o cârciumă atât de murdare. Noi însă, ostașii, nu ne închisim de asemenea nimic. Hei, caii, sunt înșelați? Da, suntem gata, seniori! Cavalerul Ladislas, vă părăsesc. Cu bine și să nu mă uitați. Vai, se poate. Cu bine, cavalere, nu mă uitați, dar rândul meu o să-mi amintesc de dumneavoastră. Eu întotdeauna, cu bine. Și iată că întâlnim doi cavaleri cunoscuți. Unul călărind singur, altul însoțit de o întreagă cavalcadă. Cel plecat mai devreme ajunge la palat. Porțile îi se deschid. Regina, plimbându-se în grădină, îl zărește între nenumărați ostași și curteni. Apropiați-vă, tinere senior. Nu sunteți cumva fiul bătrânului cavaler Ulric, care a trecut prin focul multor bătălii, alături de soțul și stăpânul meu, regele Matei Corvin? Sunt chiar fiul său, majestate. și am sosit la curte ca să-i țin locul în luptă. Fiți binevenit! Am cunoscut pe părintele vostru, iar obrazul vostru tânăr îmi vorbește despre trecut. Fiți deci aici fiul unei scumpe amintiri. Regele Matei se află departe, prins într-un război lung și greu. Și dacă trâmbițele noastre au răsunat până la castelul vostru singuratec și v-au făcut să veniți la noi, nu o să vă pară rău de această dovadă de curaj și de credință. Vă dau un gaj, mâna mea. Vă las acum, dar la întoarcerea mea ne vom mai vedea. Majestate? În jurul lui Ulric s-au strâns pe dată nenumărați curteni curioși, iar vestea despre primirea sa a făcut ocolul palatului. O, da, străinul acesta pe care regina îl vede pentru prima dată a fost mai bine primit decât noi, care ne aflăm aici de 30 de ani. Așa e. Să ne apropiem de el și să aflăm cine e. Da, da. Nu știți? E cavalerul Ulric, gentilom din Bohemia. Zice-se un viteaz. Dar celălalt tânăr care vine țopăit? Nu-l cunosc. Un alt nou venit, desigur. Mărinimia regelui adună toate muștele în căutarea unei raze de soare. Stai că-l opresc. Seniore, senior, vă salutăm. Ce vă aduce pe la noi? Mă numesc Astor de Rojaberchi și doresc să fiu prezentat reginei, domnilor. Regina a plecat nu de mult din palat. O, drace, cam neplăcut. Veniți fără îndoială să luați parte la serbări? Vor fi serbări? O, ce fericire! Nu, domnilor, nu. Am venit să mă înrolez. Așa? Pardon? Toți se înrolează în ultima vreme. Ați observat? Da, așa se pare. Mulți intră în joc, dar puțini știu să iasă. Ați observat? Sunteți cam aspru. Răsar atâția băiernași despre care nici nu merită să vorbești și care și iau aere de mari capitani. Și când colo au ieșit din cine știe ce coclaurele boemii ca niște șobolani speriați. Opriți-vă, senior. Cu vorbele dumneavoastră îmi pare că l-ați jignit pe acest cavaler, care o așteaptă de asemenea pe regină. Senioare, mă numesc cavalerul Ulric și mi se pare că ați spus cu ușurință unele vorbe care pot fi iertate în numele tinereții voastre, dar pe care vă sfătuiesc să le retrageți. Zăpăceala e un cusur tot atât de mare ca și sărăcia. Primiți de la mine lecția aceasta. Când spui ce gândești într-un fel care nu atinge pe cineva în lume, nu jignești pe nimeni. Cât despre lecții, am dat și eu uneori, dar nu am primit niciodată. Vorbiți cu trofie, de unde ați răsărit ca să aveți acest drept? Domnilor, la câteva cuvinte scăpate fără voie, nu trebuie să fie pricini de ceartă. Suntem nevoiți să ne amestecăm. Știți doar că ne aflăm la palat? Într-adevăr, vă mulțumesc că mi-ați amintit. Fie cum doriți. Eu unul n-am nimic de spus. Prea bine. Și atunci vă lăsăm împreună, nu? Și nădăjdim că o să vă împăcați. Chiar așa am să-și fac. Când l-am provocat pe gentilomul acesta, uitați-mi care o nevastă frumoasă. Veniți din Boemia, senioare? Da. Îmi cunoașteți desigur unchiul, pe baronul Engelbrecht. A, da, mi este vecin. Am vânat împreună iarna trecută. Sunteți vecin cu unchiul meu Engelbrecht? O, dați-mi voi. Trebuie să facem cunoștință. Mă numesc Rojaberchi. Rojaberchi. Ați plecat de acasă de mult? Nu, mă aflu aici doar de o zi. O spuneți cu tristețe, parcă. Deloc. Soția e desigur tânără, ca și dumneavoastră, frumoasă. Prin urmare, aveți de ce să fiți neliniștit. Neliniștea nu face parte din grijile mele, senioare. No. Soția mea e frumoasă, într-adevăr. Și totuși, soarele unei dimineți de iulie nu e mai curat pe cerul limpede ca inima inobilă. A, nu pun la îndoială dreptatea pe care o aveți. Cunoașteți însă ce spune și poetul latin. Ce-i mai ușor ca pana? Praful. Mai ușor decât praful, vântul. Și mai ușor decât vântul, femeia. Mai ușor decât femeia, nimic. Sunt războinic și nu filozof. Nu-mi pasă ce spun poeții. Ceea ce știu e că, într-adevăr, nevasta mi-e tânără, dreaptă și bine făcută, cum se spune pe la noi. Că e îndemânatică și la cusut se pricepe mai bine ca oricine. că-i greu de găsit în țară un slujitor, ori un majordom care să știe să servească mai plăcut masa unui senior. Oh. Adăugați la aceasta că știe să călărească bine și cu bărbăție, că își duce șoimul pe pumni la vânătoare și că e în stare totodată să ține socotelile casei cu priceperea unui neguțător. Domnule cavaler... Iată așa cum e, seniore cavaler, și cu toate astea nu m-aș îndoi de ea, chiar dacă nu ne-am vedea 10 ani. Portretul e minunat. Dacă se potrivește, sunteți un om într-adevăr fericit. Ei, dar ce cu omul acela ciudat care trece privind în jur cu băgare de steamă? Ascultă, ascultă, nu ține cau. Vă sărut mâna, senior, și vă salut. Sănătate o fie ca tinereții. Oh, ce fețe plăcute. Cerul să vă aibă în pază. Mă numesc Polaco. Polaco? Ce dorești, omule? Ești un cerșetor? Nu mă așteptam să întâlnesc unul pe aici. Tăcere, răsare luna, a cântat un cocoș. Dar ce se ascunde în sporovoiala ta ciudată? O, oglindă, oglinjară. Priviți, am aici oglinjară. Domnul e Domnul și sfinții fie binecuvântați. Acum pricep, cine ești. Pe sufletul meu ești un adevărat vrăjitor. Și dacă nu mă înșel, oglinda ta e datoare să-i arate pe cei ce lipsesc. Am mai văzut asemenea lucruri. Câțiva prieteni plecați în război au adus cu ei astfel de oglinzi. La naiba, seniore, Ulric, oferta sosește la timp. Vorbeam despre soția dumneavoastră. Spune-mi, dragă Polaco, în oglinda asta oamenii pot fi numai zăriți? N-ai cum afla și ceea ce fac? Cei albi e alb, cei galbeni e aur, iar aurul e lucrul dracului, albul e lucrul sfânt. Auziți? Nu vi se pare că e vorba despre credința femeilor? Nu, o pune rămășat că dacă femeia e credincioasă, totul se arată alb în oglinjoara asta și galben dacă femeia înșală. Așa înțeleg eu cuvintele aurul e lucrul dracului, albul e lucrul sfânt. Pleacă, prietene, pleacă. Nici seniorul acesta, nici eu n-avem nevoie de astfel de servicii. No. Domnia sa e holtei, iar eu nu cred în vrăj. Pe viața mea, seniore Ulric, suntem aliați și fac asta pentru domnia voastră. Cumpăr eu oglinda și ne vom uita îndată în ea, ca să aflăm dacă soția voastră stă de vorbă cu vreun vecin. Pleacă, Polaco, rog. Nu, o să plece înainte de a fi făcut noi încercarea. Cât cer pe oglindă, Polaco? Cine nu primește, se păcălește. Cine se păcălește, nu primește. Da, eu unul nu mă păcălesc, că-ți cumpăr oglinjoară. Cine-și pierde vremea, vremea îl câștigă. Cine-și pierde vremea... Știu, am priceput. Te grăbești și te tem să nu fii prins cu micul tău negoț. Uite, ține punga mea. Bine zis, stimate senior. Ziduri la ochi, ba și copacii. Domnul să-i apere pe paznici. Paznicii sunt oameni cum se cade. Da, acum lămurește-ne ce putere are această oglinjoară. Seniore, privind îndelung în sticla ei, veți zări o ceață ușoară prin care o să răsară un chip tremurător. Privindu-l țintă, chipul se va limpezi și va ajunge portretul ființei îndepărtate la care v-ați gândit. Așa. Dacă o femeie care vă este credincioasă, fața va fi albă. Dacă trece prin ispită, obrazul va prinde o culoare aurie de spic dat în pârg. Dacă vă e necredincioasă, se va înnegri ca un cărbune și veți simți un miros greu. Un miros greu? Da, de tăciun stinși în apă. Bine, bravo! Acum ia ce ți se cuvine și dăm punga înapoi. Cine va veni? Va ști! Cine va ști, va veni! Cine va veni, va sări! Cine va sări, va veni! S-a dus când naiba să ia cu zicalele lui. E, acum, seniore Ulric, dacă vreți, ne-e ușor să aflăm care dintre noi are dreptate. V-am mai spus odată, nu pot să supăr scamatoriile astea. Mă rog, ați auzit ca și mine lămurile pe care le-a dat acest isteț vrăjitor. Ce pierdem încercând? Aruncați o privire în această oglindă. Priviți singur dacă vă place, senior. Prea bine, voi privi și fără domnia voastră și mă voi gândi la scumpa voastră soție. Cum? Fie și numai ca să-i văd răsărind alb ori galben chipul drăgălaș. Pe cinstea mea o și zăresc. Uite, am să-i întreb și pe acest senior de la curte care se apropie dacă nu e așa. Cavalere Ulric, regina se întoarce în curând la palat. Ne-a poruncit să vă spunem că dorește să fiți prezenți. Mii de mulțumiri. Domnilor, sunt la ordinele majestății sale. Domnilor, apropiați-vă și de mine, domnilor. Vă rog, luați în mână oglinda aceasta și spuneți-mi Nu simțiți un miros ciudat? Ce fel de miros? Așa, ca de cărbune stins. Încetați gluma, seniore Roja Berchi. Vreți cu tot din adinsul să mă scoateți din sărite? Eu? Vai de mine, dar nu glumesc deloc. Priviți și dumneavoastră, cavalerii Ulrich. Încredințați-vă că nu se vede alt. Tinere, jignești o femeie pe care nu o cunoști. Dar se prea poate să cunosc altfel. Dacă oglinzile îți plac, și sabia mea poate să fie oglinză. Undui el? Opriți-vă, domnule! Așteaptă, așteaptă, nu sunt în gardă. Domnilor, sosește majestatea sa. Un duel? Ce înseamnă asta, tinerii mei domni? Nu credeam că în asemenea vremuri mai pot fi trase săbiile pentru a se stropi cu sânge straturile de flori. Cine a provocat această ceartă? Vorbește, cavalere Ulrich. Majestate, vă cer iertare. Jignirea e atât de mare încât nu pot îndura. Dar ce s-a întâmplat? Vorbiți! Majestate, în îndepărtatul meu castel mă așteaptă o femeie frumoasă ca însăși virtutea. Tânărul acesta pe care nu-l cunosc și care nu-mi cunoaște soția și-a îngăduit totuși să îndrepte împotriva ei glume răutăcioase. Vin să mă plâng în fața voastră, majestate, deoarece încă o dată astăzi m-am oprit să scot sabia, ținând seama de locul în care mă aflu. Apropie-te, copilul meu. Par foarte tânăr. Ce te-a îndemnat să vorbești de rău o femeie necunoscută? Majestate, n-am vorbit despre o anume femeie. Mi-am spus părerea despre toate și nu-i vina mea că nu mi-o pot schimba. Nu mai spune. Și eu care credeam că experiența nu apare la o vârstă atât de fragedă. E firesc și ușor de înțeles, doamnă, de ce majestatea voastră apără virtuțile femeiești. Nu pot avea însă aceleași motive. Răspunse îndrăsneț. Fiecare poate avea desigur în această privință părerea pe care o dorește. Totuși, eu, regina cu părul alb, am să arunc în balanță câteva cuvinte. Cine oare te-a învățat atât de tânăr să disprețuiești femeia care te-a alăptat? Pe cât se vede, abia ai ieșit din școală. Doar atât ai cititoare în ochii albaștri ai fetelor din sat, venite să ia apă de la fântână. Și primul cuvânt pe care l-ai silabisit pe filele tremurătoare ale dragostii de mamă a fost oare disprețul? Disprețuiești tu, la vârsta ta? Sunt deci mai tânără decât tine. Uite, atinge brațul cavalerului Ulrich. Nu-i cunosc nici eu soția, dar sunt femeie și văd cum îi tremură încă spada în mână. Ei bine, pun rămășag, inelul meu de nuntă, că soția e credincioasă. Majestate, mă prind și eu în acest rămășag. Da, pe tot ce e al meu pe pământ, dacă tânărul acesta se învoiește. Dacă mă învoiesc? Sunt de 3 ori mai bogat decât acest senior. Cum te numești? Ascol de Roja Berchi. Va să zic că ești un Roja Berchi. Da, da. Îți cunosc tatăl. Ei, lasă. Cavalerul Ulrich nu va pune rămășag împotriva ta, ci te vom trimite înapoi acasă să mai înveți. Ba nu, majestate. Nu vreau să se spună că am dat înapoi. Ține rămășagul. Și ce pui în joc? Dacă îmi dă cuvântul că în scrisoarea de recomandare pe care eu cer nu-i va scrie soției sale nimic din cele petrecute, mă prind cu toată averea mea, sau cel puțin cu tot atâta avut cât are și el, că ducându-mă chiar de mâine la castelul său, îi voi dovedi că inima de cleștar, de care e atât de sigur, se va prăbuși nu peste mult timp dinainte. Fie! Acum e prea târziu să mai renunț. Rămășagul s-a încheiat în fața majestății sale și deoarece m-a silit să-mi plec sabia, o iau acum martor în cinstitul duel pe care îl începem. Sunt deci martorul și judecătorul acestei pricini și la cele hotărâte de voi adaug făgăduiala mea, că atunci când va sosi clipa, voi fi neiertătoare. Porniți, domnii mei! Majestate! Timp după aceasta, la poarta castelului cavalerului Ulrich bătea un tânăr călăreț însoțit de o suită strălucitoare. Paznicul porții duse vestea că un mesager de la curte roagă să fie primit. De la fereastra odăii ei, așezată aproape de turn, Barberine făcu semn cu mâna albă și călărețul fu lăsat să intre. Și iată-l acum pe Roja Berchi în locuința tinerei femei. Oprește-te, oprește-te, frumoasă copilă, și spune, iei în mâna scrisoarea stăpânii tale? Calecaierii i-a dus scrisoarea cu mâna ei. Te numești Calecaierii, ce nume ciudat pentru o slujnică. Ești turcoaică sau orăgoaică? Calecaierii s-a născut la Trebizonda. O spui cu tristețe. Îți pare rău că te afli aici în castel? Nu, dar fiica mamei mele trebuia să aibă multe slujnice, nu să slujească ea însăși. Ah, pricep, ți s-a întâmplat vreo nenorocire? Am fost răpită de pirați. De pirați? Vai de mine, ia povestește-mi. E o poveste tristă. Calecaierii nu vorbește de ea niciodată. Adevărat? Nu, nu, nici papagalului, nici cățelușului ei mamut, nici măceșului din odaie. Ah, precum văd, știi să păstrezi o taină. Așa am fost învățată. Foarte frumos răspuns. Calecaierii, uite, uite, unei turcoice trebuie să-i placă țiținii. Ține-te, rog, ia punga asta și du-te, vestește-ți stăpâna că sunt gata să mă înfățișez dinaintea ei. Pentru ce-mi dați asta? Așa, pentru că vreau să mă cunoști, te rog să-i primești. Hai, du-te acum, scumpă copilă, și spune-i stăpânii tale ce te-am rugat, da? Aleg să o vestesc. Așa. Dar nu era nevoie de țechini? Iată-mă, iată-mă pentru câteva clipe singur. Trebuie să mă gândesc. Am început bine, slujnica e cumpărată. Cât despre stăpână, ia să vedem cu ce mijloace aș putea să o cuceresc. Cu viclenie, cu forță sau cu vorbe de dragoste? Cu forța nu-mi place. Nu e nici cavaleresc și nici n-aș câștiga cinstit rămășagul. Vorbele de dragoste ar fi bune, dar prea cer timp mult. Deși mi-ar plăcea să înving ca un cezar. Dar și asta. Fereastra e deschisă și în turnulețul de peste drum stă o femeie și se piaptănă. O recunosc. E chiar soția cavalerului. Se piaptănă și cântă. Cântă frumușel. Dar din melodie simt că se desprinde o părere de rău. Să mă fi pripit cu rămășacul? Ce să-i faci? Sunt clipe când omul nu răspunde de el, de parcă vântul ar împinge înainte. Oricum, nu trebuie să dau greș. Sunt în joc bani multișoari. Să ne gândim cu ce să începem. Cu viclenia? Cred că mai departe cântecul are același înțeles. Și ce însemnătate are un cântec? Totul e să fii șirit. Stai, ce-ar fi să mă port ca Uladislas când l-a păcălit pe uriașul Moloc? Din păcate, istorioarele astea sunt încântătoare când le asculți, dar nu știi cum trebuie să faci ca să se și întâmple. Iar de pildă, citeam povestea unui erou care, într-o încurcătură ca a mea, s-a ascuns o zi întreagă ca să poată pătrunde la iubita lui. Da, pot eu să mă ascund într-un cufăr, să ies plin de praf și să-mi stric îmbrăcămintea? Da. Fleacuri. Cel mai bun lucru e să născocesc un șiretlic. Sosește Barberine. Trebuie să mă hotărăsc. Deci șiretenie și cuvinte de dragoste. Iată stăpâna! Doamna! Signore, fiți binevenit. Am aflat din scrisoare că sosiți de la curte. Cum îi merge soțului meu? Ce face? Unde este? A pornit la luptă? Vai, răspundeți-mi. A pornit la luptă, doamnă. Cel puțin așa cred. Ce face nu-i greu de presupus. E de ajuns să vă privească cineva ca să ghicească. Desigur, se gândește la dumneavoastră, căci eu are în stare cineva care v-a văzut odată să vă uite. Rămâneți la noi, seniore, cât poftiți. Nu suntem bogați decât în bunăvoință, dar vom căuta din răsputeri să vă simțiți bine aici. Doamnă, caii și argații mei așteaptă în apropiere. Știți, nu pot călători fără o suită potrivită cu rangul și cu averea mea. Dar n-aș dori să vă fiu o povară. Voi, nici de cum, seniore. Soțul meu nu m-ar ierta dacă n-aș stărui. Le vom trimite vorbă oamenilor dumneavoastră să vină la noi. Nu, cum să vă mulțumesc pentru primirea atât de îndatoritoare. De fapt, mâna aceasta albă e cea care s-a îndurat să facă semn din înaltul turnului pentru ca să-mi fie deschise porțile. Iar ochii aceștia frumoși nu desmint gestul mâinii. Ei îmi deschid o altă poartă, aceea unei inimi primitoare. Îngăduiți-mi să chem eu însumi suita și mă întorc de îndată în preajma dumneavoastră. Vă rog, senior. Curaj acum și buzunarele pline. Mă duc să mai cercetez ce e prin împrejurimi. Doamne? Seniore? Da. Apropie de Cale Cairi. Ce crezi despre acest tânăr, draga mea? Lui Cale Cairi nu e pe plac. Nu-i pe gustul tău? De ce? Totuși nu-i urât. Nu, firește. Atunci ce te supără la el? Ne aduce vești bune. Nu cred. Ce înseamnă nu cred? Dar bine, ce ți-a făcut acest domn de Roja Berci? I-a dat galben lui Cale Cairi. Oh. Și te simți jignită? Înapoiază-i. Nu sunt decât o roabă. Nu în casa mea. Aici mă întovărășești și mi-ești prietenă. Dacă i-aș da galben îndărât, nu s-ar mai încrede în mine. Ce vrei să spui? Lămurește-mă. Te porți de parcă ai crede că pune la cale ceva. Pe când mă aflam la Ianina, a venit odată un creștin îndrăgostit de stăpână. El a împărțit tot astfel aur sclavilor, iar noi l-am tăiat în bucăți. Oi, Dumnezeule, aprigă mai ești, ca un pui de leoaică. Dacă înțeleg bine, socoți că tânărul acesta încearcă să mă cucerească. Așa-ți închipui? Așa. Nu te neliniști. Nu cred că un necunoscut o să îndrăznească să-mi spună dintr-un început că mă iubește. Și chiar dacă ar face-o, nu văd ce pericol ar fi. Ha, dar ia privește pe fereastră. Uite-l jos în grădină. Stă și se gândește. Da, da, îl văd. Parcă aș opti ceva. Dar aici poate putem auzi. Pește tot numai ziduri. Pește, nici nu puteau să lipsească zidurile dintr-o adevărată aventură cavalerescă. În cărticica lui Uladis Lasa am găsit povestea unui Ioachimo care face o prinsoare a idomacoa mea. Acest Ioachimo se strecoară în taină în atacul frumoasei Imogena și își înseamnă în tocmai așezarea odăilor, ca un general înainte de bătălie. Am să fac la fel. I-am dat bani și portarului. Cu voia lui am să mă strecor în odaia Barberinii. Și acolo ce mă fac dacă dai acolo de mine? Ar fi cam neplăcut. Ei și... Nu, n-am să mă sperii. Dacă vine, am să-i spun ce am pe inimă, fără ca ferească Sfântul să o jicnesc. M-aș jicni pe mine însumi. De fapt, cam așa se petrec lucrurile și în romane. Trebuie să te afli odată singur cu doamna inimitale în atacul ei. Acolo poți vorbi nestânjenit. Cavalerii! O, iată pe frumoasa doamnă. Cavalerii! Vin îndată! Ca să cuceresc, am să mă sui pe zi. Asta acoperit de glicine. Așa, să bag de seama, nu cumva să cad. Cât peci, dar nu-i nimic. Portându-mă cavalerie, știi, s-ar putea întâmpla să-i plac. Și asta m-ar scuti de veșuguri. Mă, cam încurcă veșugurile astea. Am ajuns un sat. Ajutați-mă, cad! În sfârșit, în sfârșit. Vă cer iertare, doamnă. Am stat prea mult departe. De aceea am ales calea aceasta mai dreaptă ca să ajung la dumneavoastră. Alegeți-vă ce drum poftiți, socotindu-vă slobod în casa mea. Vă mulțumesc. Dar mi-a fost teamă să nu vi se întâmple vreo rău atunci când ați alunecat. M-am speriat pentru dumneavoastră, căci în casa mea nu puteți fi un străin. Cale Cairi, lasă-ne, draga mea, și fii fără teamă. Vă sunt nespus de recunoscător. Vă mărturisesc cinstit că venind încoace mă temeam să nu mă simt un nepoftit. Și aș fi desigur în mare primejdie să fiu socotit astfel, mai ales dacă ați cunoaște graiuri inimii mele. Fiți încredințați, seniore Roja Berchi, că nu mă stingeriți cu nimic, căci libertatea pe care vă ofer îmi e tot atât de necesară și vă dau ca să o pot folosi la rândul meu. Bineînțeles, bineînțeles. O castelană e o regină în casa ei. Iar dumneavoastră sunteți regină nu numai prin ceea ce sunteți, ci și prin frumusețe. Da, nu asta vreau să spun, ci că e tocmai culesul viilor. Da, într-adevăr e... Dar nu văd ce legătură are. Nu. Am nenumărate griji. Alerg la câmp, îngrijesc de culesul porumbului, de cositul fânului de toamnă, de strânsul livezilor. Dacă o ține tot așa, se pierde orice urmă de poezie. Dacă mai stărui cu lingușirile, o să petrec de minune. Doamnă, vă mărturisesc, sunt uimit. Desigur, e bine ca o nobilă doamnă să vegheze asupra domeniilor sale, dar credeam că o face mai de departe. Ah, vă înțeleg. Veniți desigur de la palat și cred că acolo femeile frumoase nu-și plimbă prin iarbă conduri aurii. Așa e, doamnă. Și nu vi se pare că e într-adevăr minunat acest trai, acest amestec de plăceri, de petreceri, de încântări și de splendoare? Nu vreau să bârfesc viața la țară, dar nu e mai la locul ei o femeie în acea sferă strălucitoare. Îmi închipui că doamnele cele frumoase de la curte privesc cu dispreț biata noastră lume sărăcăcioasă. Oh, nu, întotdeauna. Mătușica Beatrice merge și ea la câmp. Mătușa dumneavoastră e o gospodină atât de bună? Da, și mă iubește atât de mult. Mie uneia îmi plac bunele gospodine, pentru că mă socotesc și eu printre ele. Și am să vi-o dovedesc pe loc. Iată. Dar ce e asta? Doamne, iată-mă, ce văd? O furcă și un fus. Da, armele mele. Dar cum se poate? Toarceți? Vă place această îndelemnicire străveche, acest obicei al bunicelor noastre? Cum obișnuiți să vă cufundați mâinile în caierul acesta de fire? Da, mă silesc să le dau mâinilor cât mai puțin răgaz. Oare mătușa domniei voastre nu toarce? Bine, dar mătușica mea e bătrână, doamnă. Doar bătrânele se roagă și torc. Munca e sfântă ca o rugăciune, seniore. Nu-i așa că amândouă sunt la fel de însemnate? Desigur, desigur, doamnă, dar... Ori dacă ele seamănă, nu e firesc să muncim atunci când suntem tineri și să lăsăm ruga pentru bătrânețe, când mâinile ne sunt prea slabe pentru a mai lucra? Vorbiți prea frumos pentru ca să vă poată sta cineva împotrivă. Spuneți-mi, vă este foarte dragă mătușica domniei voastre? A, o iubesc din toată inima. Prietenește, desigur, căci adevărata dragoste e cu totul altceva. De ce? Nu poți iubi cu adevărat o mătușă? Eu nu, pe nimeni în afara unei singure ființe. A, e inima dată? Da, doamnă, de curând, dar pentru totdeauna. Negreșit este vorba de vreo fată cu care vreți să vă căsătoriți. Vai, doamne, cu neputință. Aleasa inimii mele e tânără și frumoasă, ce-i drept, dar fericirea de a o avea nu mi-a fost sortită mie. Mâna ei e altuia. Ce neplăcut. Va trebui să vă vindecați. Vai, doamne, ce neplăcut, într-adevăr, va trebui să mor. Ea, și la anii dumneavoastră? Cum adică la anii mei? Sunteți oare cu mult mai în vârstă ca mine? Cu mult mai în vârstă, dacă e să judecăm după înțelepciune. Am fost și eu înțelept înainte de a fi zărit-o. O, dacă ați ști despre cine e vorba, dacă aș îndrăzni eu să-i rostesc numele înaintea dumneavoastră. O cunosc și eu? Da, doamnă. Și fiindcă fără să vreau v-am destăinuit pe jumătate taina inimii mele, am să vă încredințez acum în întregime. Făgăduiți-mi doar că nu voi fi pedepsit. Să vă pedepsesc eu? Pentru ce? Îmi închipui că n-am niciun amestec. Dar încă ce amestec? Mai mult decât credeți, doamnă. Și dacă și îndrăzni... O clipă, văd că se apropie de noi cale caiere. Veniți repede, portarul spune că s-au adunat multe care pe drum. La naiba, tocmai acum mi-am dat atâta osteneală să ajung până aici. Veniți repede! Și cu ce ciudă mă privește sălbăticiunea asta mică de cale caiere, parcă ar vrea să mă străpungă. Așteptați-mă câteva clipe, seniori. Da, vă rog, vă rog. Câtă grabă! Și trebuie să fie vorba tot despre zarzavaturi. Nu, nu, această castelare e nespus de prozaică. Dar dacă... nu prea plac. Ia, cum spune-mi, draga mea, ce s-a întâmplat? Nu s-au adunat niciun fel de care. Așa. Dar Roșa Perchi i-a dat portarului mulți galbeni. Pentru ce? Ce i-a spus? S-a cerut să fie dus pe ascuns în atacul stăpânei. În atacul meu, spui? Da. Nu cumva n-ai înțeles bine? Ba da, ba da. Și Roja Berchi are mulți slujitori înarmați. Iar noi suntem singure, sau aproape singure în casa asta. Ai dreptate. La drept vorbind, ne aflăm într-un mic pustiu. Bine. Dar am să-ți spun un adevăr ușor de înțeles, draga mea. Cunosc eu un paznic care apără mai bine cinstea femeii decât toate zidurile de serai și toți surdomuții sultanului. Acest paznic e femeia însăși. Tu nu te speria. Du-te în grădină și așează-te sub fereastră. Bagă de seamă, când îți voi face semn, ai să suni clopotul de seară, ai înțeles? Voi face întocmai. Și acum... să ne întoarcem la oaspetele nostru. Prin urmare, seniore, spuneați? Nu mai îndrăznesc să spun nimic, doamne. De ce? Nici nu înțeleg cum de-am avut curajul. Și nu-l mai aveți? Parcă auzisem că sunteți îndrăgostit de soția unui prieten. A unui prieten? Nu am spus așa ceva. De altfel, nici nu știu ce am spus. M-am zăpăcit de tot. Mă priviți dintr-o dată atât de dulce. Vă să zic că nu-mi răspundeți. Doamne, dacă mi-ați pătrunde gândurile... Și ce pricină aveți să mi le ascundeți? Nu, după cum văd, niciuna. Pentru că ați ghicit. Acești ochi frumoși au citit în inima mea, care s-a dezvăluit împotriva voinții mele. Nu pot ascunde mai mult un simțământ mai puternic decât rațiunea, mai tare chiar decât respectul pe care vi-l port. Dați-mi voie să îngenunchi, doamnă, și să vă spun suferința și nebunia mea. De prima zi în care v-am văzut, rătăcesc în jurul acestui castel, printre acești munți singuratici. Nici lupta, nici palatul nu mă mai încântă. Am părăsit totul numai pentru a nu scăpa nici cel mai mic prilej de a mă afla chiar numai pentru o clipă în preajma dumneavoastră. Vă iubesc! Cum? Vă iubesc, păsinaș! Signore! Iată-mi panina, doamnă, și vă implor să nu mă pedepsiți! Ridicați-vă, signore! Vă temeați, spuneați că vă voi pedepsi. Nu însă că aș putea fi jignită. Nu, Barberine! Signore! Cerul a făcut frumusețea și e firesc să o adorăm, de vreme ce ea oglindește tot ce-i ceresc. Dacă frumusețea e oglinda dumnezeirii, oare credința jurată la altar nu e și ea un bun de preț? Nu! Când stau astfel în apropierea ta, când mâna mi se înfioară atingându-ți mâna, când ochii tăi își apleacă asupra mea privirea lor cutremurătoare, nu, Barberine, e cu neputință. Domnul nu ne oprește să iubim. Signore! Vai, nu mă mustra, te rog. Nu mă supără că vă par frumoasă și că mi-o spuneți. Dar la ce bun să mai urmați? Cavalerul Ulric vă este doar prieten. Ce știu eu? Ce pot răspunde? Nu mi-amintesc de nimic când mă aflu lângă tine. Cum adică? Dacă aș consimți să vă ascult, nici prietenia, nici teama de o pedeapsă dreaptă, nici încrederea pe care v-a arătat-o un gentilom trimițându-vă la mine, nimic nu v-ar face să șovăiți? Nu, pe sufletul meu nu, nimic în lume. Ești atâta de frumoasă. Cuvintele astea v-am mai spus-o, nu mă supără. Barberine! Nu! Dar de ce îmi luați mâna? Oh, Doamne, socot că dacă aș fi bărbat, mai bine aș muri decât să cer dragostea soției unui prieten. Iar eu mai bine aș muri decât să încetez să-ți cer dragostea. Oh, adevărat? Da. Îmi dați cuvântul vostru de cinste că așa simți? Jur pe sufletul meu, de cinstea mea. Da, unde vă duceți? De ce faceți semne pe fereastră? Spuneți-mi, va fi ușor să vă trădați prietenii? Da, ca să vă fiu pe plac. Da, ca să-mi dăruiți o singură privire. Da. Ce e asta? Asta e clopotul de seară. Sunt nevoită să cobor. Cum? Plecați așa fără o vorbă? Fără o privire în care să-mi citesc soarta? Sunteți un mare vrăjitor, seniore. Barberine. Nimeni nu poate fi multă vreme supărat pe dumneavoastră. Vai. Dar e timpul când oamenii mei se așează la cină. Trebuie să fiu jos. Așteptați-mă o clipă. Mă voi înapoia... fără întârziere. A plecat, dar o să revină. Mi-a spus să o aștept. Cum m-ar fi putut face să înțeleg mai bine că îi sunt pe plac? Păi ce spun? Nu e asta mărturisirea că mă iubește? Și nu mi-a dat astfel cea mai încântătoare dintre întâlniri? O nătăfleț am fost să-mi spar capul încercând să mă iau după al lui Ioachimo. La ce bun să te ascunzi când e de ajuns să te arăți pentru ca să învingi? Nu, adevărul e, ca să fiu cinstit, că nu mă așteptam să înving atât de repede. Ah, ce noroc! Ce binecuvântare! Nu mă așteptam deloc. O doamnă atât de chipeșă și pe deasupra un asemenea câștig. Toate cucerite în atât de scurtă vreme. Da, câtă dreptate a avut Uladislas! Uladislas, dragul de el! Nu peste mult am să ascult spunându-mi cuvinte de dragoste, fiindcă acum e rândul ei, da. Ah, Barberine, frumusețe, bucurie de nedescris. Uite, nu sunt în stare să stau locuri și trebuie totuși să am răbdare. La drept vorbind, nesuferită mai e și ușurința asta a femeilor. S-o cuceresc atât de iute. Și o iubesc oare? Nu o iubesc. În fond, e o nerușinată. Să-și trădeze în felul acesta un soț cinstit și încrezător, să se lase înduplecată de prima privire egală și a unui necunoscut. Pentru că sunt un necunoscut. Ce-mi trebuie? Dar nici nu-mi trece prin gând să-mi pierd vreme pe aici. Cine o să mi se mai împotrivească de acum încolo? Parcă mă văd sosind la curte și trecând nepăsător pe lungile coridoare. Curteinii îmi fac loc în tăcere, femeile șoptesc între ele, câștigul rămășagului e pe masă și regina mă primește surzând. Ah, bine ei mi-ai prins în plasă, Roja Merchie. Ce ți-e și cu norocul ăsta? Mi se pare că visez. Nu-i nimic mai grozav ca îndrăzneala. Da, îmi doar aud ceva. Cineva urcă scările. Ah, simt cum îmi zvâcnește inima. Dar ce aud? Zgomot de ferestre închise și de uși zăvorâte. Ce înseamnă asta? Auzi închis. Ușa-i zăvorâtă pe din afară. Ah, nu, nu pe semne. Pe semne că Barberine își ia măsuri de prevedere ca să nu fim cumva surprinși de slujitori în timpul cinei. Da. Și-o fi trimis jupâneasa să încuie ușa până va sosi și ea. Dar dacă nu vine, dacă s-au ivit cine știe ce greutăți neprevăzute. Nu mi-ar fi trimis vorba. Stai, cine umblă pe din afară? Vine cineva. E chiar Barberine, recunosc că mersul liniște, să nu mă creadă un școlar. Trebuie să-mi iau o poză, să am grijă cum arăt, să par un om obișnuit cu asemenea întâmplări. Seniore Roja Berchi. Da, unde ești, frumoasă Barberine? Priviți împrejur, seniore. E în perete o fereastră micuță cu oblon. Nu văd nimic. Vă vorbesc prin ea. Unde? Sunt aici. Da, văd. Uai, dar pentru ce se poate descui de grabă ușa și intră. Frumoasă doamnă, să nu ne vadă cineva. Nu intru, seniorii Roja Berchi. Cum? Voiam doar să vă spun că deoarece v-ați ostenit până la noi pentru a fura. Și anume pentru a fura ceea ce e mai de preț pentru o femeie, cinstea ei, am hotărât să vă închid ca pe un hoț. Nu înțeleg. Nu fiți liniștit, nu vi se va face niciun rău, iar cei din suita dumneavoastră vor fi și mai departe bine găzduit. Dacă însă veți dori mâncare ori băutură, n-aveți alt mijloc să le căpătați decât făcând în tocmai ca femeile cele bătrâne care nu vă plac. Cum adică? Toarceți, seniore! Cum? Aveți în apropiere, pe cum știți, cairul și pusul neuitat în odaie. Ei bine, cât veți sta la închisoare, aflați că tainul dumneavoastră va crește sau va fi micșorat cu grijă după cum veți fi lucrat. Bine, dar... Bună seara, seniore! Cum? Visez? Hei, Barberin! Slujitori! Slujitori! Ce înseamnă asta? Ușa pare zidită. I-au pus de-a curmezișul druci groși de fier. Și ferestrele au gratii. Iar deschizătura asta cu oblon nu-i mai mare decât pălăria mea. Hei, n-auziți? Să fie cineva! Deschideți! Sunt eu, Roja Merchie, m-am închis aici! Deschideți! Cine-mi deschide? Hei, e cineva de aici? Vă rog, dacă nu voi cu supărare, deschideți! Ei, străjer, mă auzi? Simalitov, deschideți, vă rog, vă aud foarte bine, vă plimbați prin fața ușii încolo și încoace. Dragă prietene, lasă-mă să ies. Nu mă ascultă, deschideți, sunt închis. O, da, asta nu l-a primit în cap. Ce-i de făcut? Nu-i chip să mi se deschidă. Seniore, da. Am deschis din nou ferestruica pentru a vă spune că strigătele nu vă sunt de niciun folos. Se face târziu. Dacă doriți să cinați, nu întârziați cu torsul. Stai, acum am priceput, totul e o glumă. Ștrângălaica vrea să mă ațețe cu păcălei pline de haz. Sigur, peste un sfert de ceas îmi vor da drumul. Aș fi un prost să mă neliniștesc. Cam nesărat joc, mi se pare. Mie să nu par caragios. Să mă închidă. Auzi, Ei, cum poate cineva glumi cu atâta ușurință pe seama unui om de rangul meu? O, nebun ce sunt! Păi asta dovedește că mă iubește. Dar nu s-ar purta atât de uricios dacă nu mi-ar pregăti în schimb răsplata cea mai dulce. E limpede. Nu, sunt pus la încercare și poate că de undeva cineva mă iscotește chiar în clipa asta ca să afle dacă știu să mă stăpânesc. Da, ar trebui să-i zăpăcesc nițel cântând nepăsător. Da, în cocoșul de pădure vede un vânător, că-i poiana are mure și are cimbrișor. Signore, sunt eu, Calecaini. Da? Stăpâna zice că nu întoarceți și asta înseamnă că nu vă e nici foame, pe semne că vreți să vă lipsiți de cină, așa încât vă doresc noapte bună. Calecaini, ascultă-mă puțin, ascultă-mă, n-auzi? Drăguța mea, vino să-mi ții de urât. Calecaini, ca... A plecat. A plecat. Sunt prins în cursă? Așa se pare. Soarta mea e, prin urmare, să-mi petrec noaptea aici, nemâncat. Și tocmai acum e o foame îngrozitoare. Oare cât ori să mă țină? Prăpăd și moarte, tunete și fulgere, barberine îngrozitoare, trădătoare, infamă, gândeu ucigaș și blestem. O, cât sunt de nefericit! Cavalerul Ulric îmi dorește fără îndoială moartea, iar nevastă să îndeplinește poruncile. Îndurare! Sunt mort! Sunt pierdut! N-am să-i mai văd niciodată pe sărmanul meu tată și pe mătușica Beatrice. O, Doamne! Vai, s-a sfârșit cu mine! Nobile doamnă, drăguțe domnișoare Calecaini, foc și pârjol, munie ucigătoare! Dacă scăp vreodată de aici, îi ucid cu mâna mea! Îi dau judecată în fața reginii pentru onor și pentru otrăvire! Pentru otrăvire, da! Doamne cerule, milostiviți-vă de mine! Vă rog, vă rog! Seniorii! Da! Seniori, da. Înainte de a mă culca, am mai trecut pe aici ca să aflu dacă toarceți. Nu torc și nici n-am să torc. Nu sunt o torcătoare. Hai să mi-o plătești, Barberin. Seniore, după ce veți fi tors, dați de veste ostașului care stă de pază în fața ferestrului. Nu vă îndepărtați, doamne, în numele cerului, ascultați-mă. Toarceți! Toarce? Nu, odată cu capul, blestem și sânge. Mai bine fără-mi furca, mai bine mor. Noapte bună, senior. O vorbă doar, nu vă îndepărtați, doamnă. Ce poftiți? Păi, bine, doamnă, eu, doamnă, la drept vorbind, eu nici nu știu să torc. Cum vreți să torc? Învățați! Nu, n-am să torc niciodată, nici dacă se prăbușește cerul. Perfido, crudă, Barberin. Parcovăl s-a dezbrăcat și merge la culcare în veșminte subțirele și cu bonițică e de 100 de ore mai frumoasă. În timp ce eu coboară noaptea. Peste o oră nu o să se mai vadă nimic. Care va să zică hotărât lucru. Nu mai încape nicio îndoială. Nu numai că sunt la închisoare, dar vor să mă și umilească, punându-mă la cea mai josnică muncă. Ori torc, ori mă așteaptă moartea. Moartea prin inaniție. Și mi-e o foame. De peste 6 ore n-am mâncat nici o bucătură de azi dimineață. O, fi blestematul Adislas, îți urez să pierd de foame care-ți plată pentru sfaturile tale. La urma unui ce-mi păsa mie de cavalerul Ulric și de zăpăcita lui de nevastă. Oare chiar să fiu nevoit să torc? Nu, de 1000 de ori nu! Mai bine pierd de foame ca un gentilom! Brace, adevărul e însă că dacă nu torc acum, mai târziu o să torc degeaba. Ai! Cine? Parola! Poftim! Stingerea! Barberine se culcă. Încep să se aprindă lumini. Măgărușii trec cu poveri pe drum, iar vitele se întorc de la câmp. O, Doamne, se-mi petrec noaptea astră aici, la închisoare, fără un dram de foc, fără lumină, fără cină, frig, foame. Hei, hei, n-auzi? Străger, n-auzi? Ce este, senior? Ce să fie? Ce să fie? Spune-i stăpânii tale că torc, auzi? Să mi se aducă de mâncare. Bine, seniore. Iată-vă masa. Îți rămân îndatorat. Ah, răpoaică rea ce ești. Pentru ce mi-ai luat țechinii dacă mai credat? Acum vi pot înapoia. N-am ce face cu banii în închisoare. Cine vine? Ce-i zgomotul ăsta? Eu aud ropo de cai prin curte. Sosește regina. Da, foarte bine. Regina, spui? Da, și cavalerul Ulric. Cavalerul Ulric? Și regina? Uai, de mine sunt pierdut, care-i... Ajută-mă să scap din cușca asta. Nu puteți pleca de aici. Nu o să-ți dau cât sechin poftește, dar îndură-te, lasă-mă să... Nu se poate, senior, nu se poate. Că ai riscul străjerului să mă lasă să trec de rog. Ce-ați căutat aici? Ah, câtă dreptate ai. Unde-i nobila doamnă? Am să-i implor, da. Ba, nu, am să-o învinuiesc. Da, chiar în partea reginii. Ce-i oare frumos să închizi în felul ăsta? Oamenii... Unde te stăpâna? O întâmpină pe regina. La ce naiba sosește regina acum? Cale Cairii a scris. Reginei? Nu, cavalerului Ulric. Ce a scris? Să vină. Și să mă găsească închis în peștera asta? Nu, Cale Cairii când scrisese nu știa că veți fi pus la tors. Ah, prin urmare acest gând drăgălaș și năstrușnic i-ar stăpâni. Da, iar doamna nu știa de scrisoarea lui Cale Cairii, pentru că și ea a trimis o scrisoare. A trimis și ea o scrisoare, bravo, ei rămân îndatorat. În timp ce domnia voastră strigați din răsputeri, ea fugea până în poartă, privea drumul și se întorcea iar. Cale Cairii însă scrisese cu mult înainte. Cale Cairii a scris de îndată ce i-ați dat țechinii. Vă să zic că mai întâi tu și pe urmă stăpâna. Pentru o faptă, doi părători. Minunat, minunat. Am încăput pe mine bune în puterea două femei demonice. Nu altceva. Ce dorești? Seniore, sunteți liberi. Sosește majestatea sa. Bine că se termină odată. Majestate. 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 Iată-l, majestate. Ei bine, Rojaberchi, ce-i cu rămășagul? L-am pierdut, majestate, precum se vede. Da, seniore Rojaberchi, l-ați pierdut? Cum ai călătorit? Ce părere ai despre castel? Nu vei uita, nădăjduiesc, primirea ce ți s-a făcut. Am să-mi aduc aminte de învățătura primită ori de câte ori voi săvârși vreo faptă necugetată. Prin urmare, dei, seniore Rojaberchi. Păcat doar că învățătura te va costa scump. Dacă majestatea voastră binevoiește să-mi acorde o favoare, i-aș cere să consimtă ca rămășagul să fie uitat. Rugăminte e și a mea, majestate. Dacă n-aș fi fost sigur de inima soției mele, aș fi dorit să-mi alin suferințele pricinuite de griji cu câștigul rămășagului. Dar pe cinstea mea nu vreau să mai câștig nimic. Țin mâna soției mele în mâna mea și răsplata asta mi-ajunge. Cavalere Ulric, ne bucură dorința voastră, dar ne-am dat cuvântul nostru și n-am putea uita că am fost luați martori la acest rămășag. Deci veți plăti, Rojaberchi. Banii sunt pregătiți, majestate. O clipă. Am aflat chiar din gura castelanii sfârșitul acestei întâmplări. Dar domnii de la curte, împreună cu toți cei ce ne ascultă, nu-l cunosc. Și e bine să-l afle, pentru că au fost ca și noi de față de la început. Iată două scrisori lămuritoare. Le voi citi eu însă. Mai întâi... una trimisă cavalerului. Nu e prea lungă. Scrie un singur cuvânt. Veniți. Semnat Cale Cairii. Cine a scris-o? Eu, majestate. Puțin, dar bine. E o pricepere rară. Și acum, domnilor, iată-o pe a doua. Prea iubitul și cinstitul meu soț. Ne-a sosit nu de mult oaspete un tânăr baron de Rojaberchi, care s-a dat drept prietenul vostru și trimis de voi. Deși îndeopște o femeie păstrează asemenea taine pentru ea, vă voi destăinui că îmi spune cuvinte de dragoste. Nădăjduiesc că la rugămintea și îndemnul meu nu vă veți mânia împotriva lui și nu veți căuta răzbunare. E un tânăr de neam, dar nu pare primejdios. Are un singur cusur. Nu știe să toartă. Și m-am hotărât să-l învăț. Dacă-i întâlniți cumva tată la curte, spuneți-i să fie fără grijă. Fiul se află pus la păstrare în sala mare la primul cat, unde se găsesc o furcă și un fus. Acolo toarce. Toarce de zor. Poate o să vi se pară ciudat că i-am ales o asemenea îndeletnicire. Cum însă mi-am dat seama că are multe însușiri, dar că îi lipsește un dram de înțelepciune, am socotit că cel mai bun lucru ar fi să-l învăț o meserie cu care de va fi nevoie își va putea câștiga pâinea până la sfârșitul zilelor lui. Te iubesc și te îmbrățișez, Barberine. Nu râdeți. Într-adevăr, eu am scris această scrisoare. Cei ce vor fi vreodată înclinați să cântărească cu ușurință virtutea unei femei, să-și amintească de pățania plină de învățăminte a cavalerului Roja Berchi și să se ferească a-i urma exemplul. Iar voi, doamnelor, învățați că podoaba cea mai de preț a unei femei este virtutea și credința nestrămutată față de soț. Ați ascultat Barberine, de Alfred de Musset. Traducere și adaptare radiofonică de Mioara Cremene. Distribuția a fost următoarea. Barberine, Raluca Zanfirescu. Cavalerul Ulrich, Mihai Herovianu. Astolf de Roja Berchi, Paul Sava. Cavalerul Vladislas, Nicolae Blancomir, artist emerit. Polaco, Fory Etterle, artist emerit. Beatrix de Aragona, Nelly Cutava. Carecairi, Rodi Cassuccio. Hangiul, Ion Gheorghiu. Curtenii, Florin Scărlătescu, artist emerit. Emil Giuan, Tadeu Arsenie. Povestitorul, Valentin Plătăreanu. Regie artistică, Mihai Zira, maestru emerit al artei.